Salutare, oameni buni, bine v-am găsit din sau de pe insula Sardinia. Am venit aici ca să testez una sau vreo câteva din frumusețile pe care le puteți vedea în spatele meu. Porsche Taycan Sport Turismo, a treia versiune lansată de caroserie pe Taycan, după cel simplu, Cross Turismo și acum Sport Turismo. Și mașinile roșii sunt GTS-uri noi lansate, neapărat le încercăm și vedem cum se conduc pe aici. Haideți să începem! Так, начинаем наш тест-драйв. Сегодня немножко необычно. Начинаем, потому что на русском. И все это потому, что у меня рядом тут Азиза из Казахстана. Привет, да, привет. Вот мы, не знаю, там мы встретились на этом ивенте. Мы в одной машине. Оба оставили там, я жену, ты мужа и детей. Ты двоих, я тоже двоих оставил дома. У меня вот, мальчик и мальчик. Мальчик и мальчик, ну, хорошо, отлично. И вот, мы с вами катаемся тут на Сардинии, на Порше и так далее, короче. В принципе, так. Да. Азиза, кстати, очень успешная в Казахстане. Сколько у тебя там подписчиков? Есть и чем? 6 тысяч. Ну, молодец. Так что можете посмотреть и Инстаграм Азизу. Кстати, она продает прикольные очки. Окей, домнило. В Сардине, Фрумос, Десигур. In general, я видим, что я с вами не спорежа. Ну, к стране, да, мне пишется из страны. Fine. Дар, пентру, кэ. Йон винит, ярь аич. Mai întâi ce am făcut, nu știu, orice, dar n-am încercat mașina. Astăzi mai mult prin oraș, mai mult pe iahturi electrice, super tare. Apropo, prima dată în viața mea am încercat un iaht electric de 22 de metri, super tare, pentru că am urcat pe el, am mers împreună cu toată lumea de aici, steafă pe o barcă sau iaht de jumătate de milion de euro. Electric, în stilul lui Taycan, nu? E ceva super tare. Dar trecând la Taycan, ce testez eu acum, după cum am spus, Sport Turismo. Sport Turismo este a treia versiune care a ieșit pe Taycan, avem Taycanul obișnuit, Taycan Cross Turismo și acum Sport Turismo. Sport Turismo, dacă e să explic așa în limbaj un pic mai simplu, ăsta ar fi același Taycan sedan, cum o numesc ei, primul, el a obișnuit, doar că acum, iată, cu acest spate de frec și o mașină așa mai versatilă, dar în același timp care cumva e mai practică și în același timp poate nu ai nevoie de o gardă, la sol, un pic mai mare. Super tare mașina până la urmă, pentru că pe ea s-a lansat versiunea GTS, în care mă aflu acum împreună cu Aziza, suntem în GTS-ul ăsta Carmen Red, super puternic, faină culoarea asta. Ei întotdeauna când lansează versiunea GTS pe un model, o lansează împreună cu culoarea asta Carmen Red, după care ea trece în toată gama de model. Și vom începe test drive-ul cu calculatorul de leasing oferit de BT Leasing Moldova. Așadar, prețul unui Porsche Taycan GTS Sport Turismo începe în țara noastră de la 126.200 de euro. Dacă este să accesați o finanțare de la BT Leasing pe o perioadă de 5 ani și o dobândă anuală de 6,99%, din start va trebui să achitați un avans de 40% sau 50.480 de euro. Plata lunară în acest caz va fi de 1.500 de euro. În plus, pentru comoditatea dumneavoastră, rambursarea anticipată este de 0%. Pentru mai multe detalii, accesați btleasing.md. Versiunea GTS a apărut acum pe Sport Turismo și pe Taycanul obișnuit. 517 cai putere în varianta așa simplă, în overboost avem aproape de 600 de cai putere, 850 de Nm, accelerație 3,7 secunde până la 100 de km/h. Și diferența față de un Cross Turismo este că Sport Turismo poate pleca până la 260 de km/h, nu 250 cum e în partea cealaltă. Cam asta e. Diferențele pe din afară, ați văzut și voi un pic inserțiile astea din plastic care sunt pe Cross Turismo aici. Nu sunt, totul este vopsit în culoarea caroseriei și arată super tare. Deci e o mașină mai mult pentru cei care
Deci doresc un taycan mai versatil, nu au nevoie de tracțiune poate integrală, pentru că sport turismul poate vine de fapt standard fără tracțiune integrală, tracțiune pe spate, vine deodată cu bateria mai mică și astfel poate fi și un pic mai ieftin decât un cross turismo care garantat are tracțiune integrală. Aici o ai începând cu GTS standard și bateria aia mai mare la fel. O dotare tare interesantă este plafonul panoramic. Eu n-am mai văzut așa ceva. Poți să te joci cu el toată ziua. Poți să plătești doar pentru ca să te joci cu el. Și asta pentru că are o capacitate variabilă de a permite luminii să intre sau să nu intre în interior. Porsche spune că ei au gândit chestia asta și este pentru prima dată industria auto când o mașină are așa ceva. Super tare, îmi place tare mult cum arată și cum am zis, te poți juca tot felul de forme. Și e o dotare tare interesantă. Dar să trecem la GTS, pentru că GTS-ul este poate cea mai nouă versiune care a fost lansată pe Taycan și Taycan Sport Turismo. Odată cu GTS-ul, așa cum este pe toate modelele Porsche, avem Carmen Red-ul culoarea, poți avea și frânele carboceramice, care nu sunt pe mașina asta. Eu anume am vrut cu trapa asta panoramică, chiar dacă în parcare era o mașină cu frâne carboceramice. 517 cai putere, în modul overboost 598, ceva de genul ăsta, accelerație 3,7 secunde, viteza maximă 260. Sport turismo se poate duce până la 260, pe când cross turismo o poate face doar până la 250. Diferența nu e mare, dar trebuia să vă spun. Trebuie de încercat numai decât un launch control. Frână, accelerație, aici am pornit 3,7 secunde, o să vedeți cât de repede ajung. Am un ambuteiaj în față, ca și intraie strânge pe toți. Ca și spațiu, ca și practicabilitate. Acolo în spate ai un pic mai mult loc decât într-un Taycan obișnuit, pe înălțime în mare parte și portbagajul, bineînțeles, un pic mai mare și un pic de loc mai mult pentru pasagerii din spate. Cam astea sunt toate diferențele dintre un Sport Turismo și un Taycan obișnuit. Dacă e să-l comparăm cu un Cross Turismo, atunci plasticul din exterior nu este, toată mașina este vopsită în aceeași culoare, nu ai plasticul ăsta de culoare neagră și Sport Turismo este mai jos cu 2 cm față de un Cross Turismo obișnuit. Cam atât este pe la capitolul diferențe. Poate un pic, să nu uit. Sport Turismo, în comparație cu Cross-ul, poate veni doar cu tracțiune spate, una la mână poate veni cu o baterie cu o capacitate mai mică, 2 la mână. Aici tracțiune integrală și bateria mai mare vine deja de la GTS, de la versiunea pe care o conduc eu, și pleacă în sus, pe când pe celelalte deja o ai ca și opțiune bateria mai mare. Asta este un lucru important de specificat. În rest, toate posibilitățile de a încărca mașina asta de la o stație de până la 320 de kW este absolut posibil pe orice versiune Taycan. Cât privește timpii de încărcare, toate lucrurile astea sunt absolut la fel, nici măcar nu merită să mă bag în el. Am ajuns la finalul reportajului, ce să zic, o insulă impresionantă pe care am avut ocazia să testez o mașină super frumoasă, plăcută, electrică și în primul rând în versiunea asta GTS, care eu am zis de mai multe ori că e cam cea care îmi place cel mai mult de pe indiferent modelele Porsche pe care apuc să le conduc. Super tare, mi-a plăcut din punctul ăsta de vedere, mi-a plăcut plafonul ăsta panoramic, o să las prețul dotării, nu știu cât costă, am zis că pot să-l iei pur și simplu să te joci cu el, îmi dau seama că costă ceva bani, nu știu, spuneți-mi și voi ce părere aveți despre Taycan Sport Turismo și în special despre GTS, eu aștept părerile voastre în comentarii, noi ne revedem data viitoare la un nou test drive, aveți grijă de voi, pa, pa!